Acest program conține plasare de produse. Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Iașul Monden. După o lungă vacanță care nu s-a terminat încă, am alături de mine o invitată specială, doamna Liliana Fenechiu. Bună seara. Bună și seara. Bine ați venit alături de noi și mulțumim totodată. Vă mulțumesc pentru invitație. Mai ales că trebuie să vă spun, dragi telespectatori, că doamna Fenechiu este prima dată, nu? Chiar prima dată. Chiar prima dată la un post TV, deci drept exact. Pentru care din nou vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc vă felicit că ați reușit să mă faceți să accept. Mă bucur și sper că după această emisiune, care va fi o emisiune ușoară și frumoasă, să mai ne încântați cu prezența dumneavoastră. Da, să sperăm că da. Doamna Liliana Fenechiu, de ce magazin de îmbrăcăminte? Și de ce nu construim? E o modă! Este o modă, absolut. De ce magazin de îmbrăcăminte? Liliana Fenechiu cândva, nu chiar într-o altă viață, dar acum mulți ani, a fost manechin. Am început să fac asta pe timpul lui Ceaușescu. A fost o perioadă din viața mea superbă, pe care am trăit-o foarte intens și care mi-a adus multă, multă mulțumire și mi-a umplut sufletul. După ce am renunțat să mai fac asta, momentul a fost la câtva timp după ce s-a născut copilul meu, fiul meu Alex, care acum are 23 de ani și mulțumesc jumătate. Mulțumesc! Deci, după ce am renunțat să fac asta, am simțit că ăla este domeniul în care voi rămâne, într-un fel sau altul. Bineînțeles, nu am rămas în interiorul acestui domeniu ca și manechin. Am hotărât să fac propria afacere și am făcut... am conceput primul magazin, care s-a numit Massimo. Mă rog, a fost gândit altfel. Un mod de a arăta că îmi place frumosul, un mod de a face ca frumosul să fie prezent în fiecare zi, în viața fiecăruia dintre noi sau în viața fiecăreia dintre noi, pentru că mă adresez doamnelor. Și da, modul în care am înțeles eu să-mi trăiesc viața profesională. Aveai Iașul nevoie de un astfel de magazin? Da, Iașul avea nevoie și Iașul are nevoie în continuare. Da, avea nevoie, mai ales că în momentul acela nu exista o mare ofertă pe piață. Este clar că între timp s-au schimbat foarte multe lucruri. Este clar că oferta a crescut foarte mult, este clar de asemenea că obiceiurile de cumpărare și pretențiile consumatorului au devenit altele și consumatorul din ziua de astăzi este mult mai bine pus la punct și mult mai informat decât era atunci. Dar da, în momentul acela era mare nevoie și în continuare este nevoie, pentru că nu știu dacă suntem neapărat toți perfecționiști, dar întotdeauna vrem mai mult și mai bine. Și atunci, da, întotdeauna este nevoie de ofertă și o ofertă mai bună și mai corectă. Ce personalitate ar trebui să aibă femeia care se îmbracă de la dumneavoastră? În primul rând... Și nu vă pun întâmplător întrebarea asta. Am să vă spun și de ce. O să-mi spuneți și de ce. Da. Ok, am înțeles. Ce personalitate? Ce pot să vă spun? O femeie puternică. O femeie care știe ce vrea. Asta este principalul, ca să spunem. Este clar că într-un magazin, un magazin este o afacere, nu-i așa? Într-un magazin, ca să poți să existi, trebuie să oferi mai mult decât îți dorești tu, poate în mod special, pentru că trebuie să acoperi mai multe nevoi. Da, în cazul meu, eu prin acest magazin ofer și acopăr nevoia de vestimentație, de business,
de vestimentație casual, în principal casual, da? De ce nu acopăr și nevoia de vestimentație mai specială de seară, dar este un domeniu pe care nu am intrat foarte mult, foarte adânc, pentru că sunt, nu-i așa, destui creatori pe piața Iașului care fac asta și nu am simțit că este neapărat nevoie să punctez foarte mult. Dar, în schimb, da, suntem cunoscuți pe partea de casual și, cum vă spuneam, am încercat să venim în întâmpinarea doamnelor care sunt femei de afaceri, care fac business-uri, să poată să se îmbrace frumos, corect și altfel în fiecare zi. Pentru că ideea mea era asta și este asta, nu trebuie să ne îmbrăcăm la fel. Nu-mi place ideea de uniformă. Suntem, cum să vă spun, asaltați de branduri internaționale, de lanțuri imense de magazine cu care noi, micile afaceri, nu vom putea niciodată să concurăm. Dar ei au venit cu ideea aceasta de volum, ei vând volum și multă, foarte multă lume se îmbracă la fel. Ideea mea este și dorința mea este de a ajuta femeile să fie unice, să se îmbrace altfel. De asta v-am și întrebat cărei personalități adesează magazinul, pentru că într-adevăr este un magazin frumos, cu haine, cum le spun eu, cum îi spun eu fetii mele, hai mami să mergem la Montiago, la magazinul ăla cu haine ciudățele. Da, și când le spune, da, cu haine ciudățele, da. Că într-adevăr nu e uniformă, e ceva aparte care mie una îmi plac foarte mult și numai mie și prietenul cunoștințelor. Și de asta v-am și întrebat, da, că, într-adevăr, trebuie să ai o prezentare foarte puternică, să ai curaj să porți unele dintre hainele pe care le aveți, da, acolo. De multe ori găsiți lucruri mai extravagante poarte. Acum, din păcate, să știți că la nivel internațional se observă că designerii și furnizorii mei, care au designerii lor și cu care eu lucrez colecții, practic au început să meargă mai mult către ideea de bază, deci de produse basic, de așa manieră încât probabil că aici a spus cuvântul într-un mod care nu este foarte îmbucurător pentru mine, această criză care a afectat pe toată lumea, inclusiv pe furnizorii noștri italieni. Deci ei au început în ultima vreme să facă mai puțin design din acela și mai puțin modele foarte îndrăznețe, se îndreaptă mai mult spre basic, dar probabil că ăsta este și motivul pentru care m-am hotărât eu să încep să desenez. Foarte frumos! Și drept pentru care, în curând, probabil chiar în prezentarea la care vom participa în noiembrie, se va face la București undeva, atunci o să vedeți primele modele desenate de mine. Era și următoarea întrebare când aveți de când să vă apucați de desenat. Da. Ce fel de hăinuțe găsim ca și mărime la dumneavoastră în magazin? Că mi s-a întâmplat cele mai multe ori la așa zisele branduri, după cum a spus, să nu găsesc măsura XS sau XXL sau XL. În cazul măsurii XS, sunteți norocoasă, pentru că la felul în care arătați, este clar că vă puteți îmbrăca ori de unde. Important este să găsiți produsele care să fie pe placul dumneavoastră, care să vă avantajeze și să facă parte din stilul pe care îl aveți deja, pentru că aveți o personalitate foarte puternică. Deci, la XS, da, avem și hăinuțe XS. Sincer, ele se găsesc în mod deosebit în momentul în care apar colecțiile, pentru că nu sunt foarte multe persoane ca și dumneavoastră cu silueta dumneavoastră de XS, deci lucrăm mai mult cu SML, dar trebuie să știți că și mai ales trebuie să știe publicul, telespectator, doamnele, că ne adresăm doamnelor cu măsuri până la 50, până la talia 50. Deci un segment care, într-adevăr, segmentul de talii forte, de talii mari, este destul de puțin acoperit și care are nevoie să primească oferta.
Am înțeles că ați fost la o prezentare acum 2 săptămâni la București, nu? Da, așa este. La Palatul Rica Vodă. Așa este. Și avem și câteva imagini și am să rog colegii din emisie, dacă sigur, sunt drăguți, da, să comentăm puțin pe ei. Da, într-adevăr. Deci am avut privilegiul, ca să spun așa, să fiu invitată pentru a expune ideile mele și pentru a face cunoscut brandul Montiago la Summer Fashion Gala la București, la Palatul Ghica Vodă, în grădinile Palatului. În paranteză fie spus, a fost un eveniment superb, foarte frumos organizat. Și mulțumesc organizatorilor care au fost Alin Gălățescu și Manifesto Events. Deci da, am fost invitată împreună cu alți 11 designeri. Ceea ce vedeți că se derulează acum, imaginile care se derulează, sunt ținutele pe care eu le-am prezentat acolo. Am mers cu o colecție de vară, de vacanță. Ideea, de fapt, a pornit de la ce? De la dragostea de mare, de la dragostea de plaje exotice, de locuri speciale și de la o dorință a mea, și anume aceea ca femeia să arate ca o femeie. În ultima vreme foarte mult folosim ținutele sport în toate momentele zilei, în toate momentele vieții și atunci, nu știu de ce, eu am punctat pe această dorință a mea, repet, și anume ca femeia să fie femeie. Este o colecție de caftane și de rochii lungi de vară. Caftane care au avut un succes aproape nebun. Vreau să vă spun că am vândut acest gen de caftan. Uitați, de exemplu, acum în imagini. Avem un caftan din licra, dar după cum vedeți, cade foarte frumos. O combinație de alb, negru, galben și frumos accesorizat cu piele neagră. Iarăși, genul acesta de caftane cu tot felul de printuri, de imagini, de chipuri care mie îmi par foarte feminine, dar și ușor extravagante și care fiecare dintre ele au povestea lor, iată, un pian transpus într-un caftan, da? Deci putem să ne imaginăm unde am purta astfel de caftane sau domnii noștri pot să-și imagineze unde ar dori, da, să ne vadă îmbrăcate așa, nu-i așa? Sunt niște piese mai speciale care au avut foarte mare succes, bună oară. Bine, mai puțin această ținută care este un pic mai ieșită din comun. Pe care eu. Așa, ok. Pe care nu o poartă oricine, asta vreau să vă spun. De asta, că nu o poartă oricine. Ok. Unde vedem că avem un sutien cu franjul, cu pietre, pe deasupra o vestă, în fine. Dar vorbeam despre caftane. Caftanele au avut un succes foarte mare și au ajuns să fie îmbrăcate la nunți pe plajă. În Grecia, în Spania, foarte interesant, deci foarte, foarte interesant. În afara resorturilor foarte luxoase, unde este clar că ăla este locul lor. Da, deci acesta a fost evenimentul de la București. Au avut un rol important accesoriile, de exemplu în cazul caftanului pe care îl avem în imagine în momentul acesta. Deci vedem că este un caftan negru cu motiv floral. Am accesorizat cu trandafiri negri, un ciocăr cu trandafir negru, o brățară cu trandafir negru. Iată aici o altă rochie lungă din licra, la fel cu un print foarte sălbatic, așa, este chipul femeii care apare în fel de ipostaze. Aici foarte mult accesorizat cu strasuri. Le găsim și la dumneavoastră magazin? Sau le-am găsit? S-au găsit. S-au găsit. Da, s-au găsit în magazin. Acum, mai ales după ce au apărut imaginile de la prezentarea de la București, să știți că
aproape că s-au epuizat. Deci cred că mai avem un model sau cel mult două. Am primit telefoane de la București, s-au făcut comenzi de la București. Da? Iată, acesta este, cred că este piesa de rezistență. Este un caftan care mie îmi place la nebunie și care are, după cum vedeți, un accesoriu foarte, foarte deosebit. Este un accesoriu metalic argintiu cu o formă absolut deosebită. Bine, și manechinul este unul deosebit. Da, și cu o figură foarte interesantă. Da, și vă spuneam că, din fericire, am primit telefoane de la București după prezentare. O parte dintre caftane au plecat acolo, o altă parte au plecat la clientele noastre care le așteptau, dar le-am avut în magazin. Deci tot ce vedeți dumneavoastră în această prezentare a făcut parte din colecția de vară. Nu întotdeauna ce pozăm, ce filmăm sau, în cazul meu, tot ceea ce îmbrac, totul vine din Montiago. Și următoarea colecție va fi lansată în noiembrie? În următoarea colecție, da. Organizatorii care, sincer să fiu, au fost foarte plăcut impresionați de colecția pe care o am dus-o la București, deja m-au avertizat că în noiembrie va fi un alt eveniment la care ar dori să ne aibă și pe noi ca și invitați, pe noi Montiago ca și brand. Și care sunt trendurile 2017, toamnă, iarnă, 2000? Trendurile 2017, știți cum e? Trendurile, ce pot să vă spun, în câteva cuvinte, se va purta mult roșu, se vor purta transparențe, se vor purta cizmele foarte lungi, de toate felurile, de toate culorile, pe care evident nu le poate purta oricine. Se vor purta foarte mult trenciurile interpretate și reinterpretate la infinit din fel și fel de țesături, chiar din blană. Dar trendurile astea, știți cum e, sunt niște idei de bază care pleacă de la profesioniști și pe care fiecare designer, fiecare casă le interpretează în felul său. Este clar că roata nu se descoperă din nou acum. Important este, indiferent de trenduri, important este noi ca femei să ne cunoaștem, să știm ce vrem, să știm ce ne avantajează și să știm, pentru că fiecare dintre noi are o garderobă mai mult sau mai puțin generoasă, deci clientele noastre spun că nu le mai încap și nu știu ce să mai facă, da, deci fiecare avem o garderobă. Important este să putem să adăugăm acele produse care să aducă noutatea în garderoba noastră, dar pe care să putem foarte bine să le combinăm cu ce avem deja. Deci trebuie să facem investiții inteligente. Corect. Liliana Fenechiu pune accent pe brand sau pe calitate? Liliana Fenechiu nu pune accent pe brand. Niciodată nu a pus și niciodată nu va pune accent pe brand. Să fim realiști, nu putem să ne îmbrăcăm în fiecare zi. Poate că unii dintre noi am vrea să îmbrăcăm în fiecare zi Kenzo sau Roberto Cavalli sau Dolce Gabbana sau, în fine, fiecare dintre noi poate că are anumiți creatori sau anumite case preferate. Nu, eu nu pun accent pe brand. Cum vă spuneam mai devreme, oricum, ora exactă se dă de marile case, după care toți ceilalți urmează acele idei, acele trenduri, da? Drept pentru care, cu bani mai puțini, vei putea oricând să fii să fii la modă, alegând de la branduri no-name, dar care sunt calitative și sunt în pas cu moda, clar. Revenim după 2 minute de publicitate. Ok. Cool. Am cunoscut-o pe Liliana Fenechiu ca femeie de afaceri. Acum vreau să vorbim despre Liliana Fenechiu
femeie care face sport, dacă face sport, dacă Liana Fenechiu călătorește, ascultă muzică, ce mașini îi plac Liliana Fenechiu? Ce mașini și-ar dori să aibă? Bun, haideți să o luăm pe rând. Pe da. Ok. De ceva vreme, da, Liliana Fenechiu face sport. După o lungă perioadă în care recunosc că nu am mai făcut sport deloc, acum, da, am câteva luni de când am început să fac sport și mă simt foarte bine, foarte bine. Îmi place ce fac. Merg la antrenamente de câte ori pot, mai ales că acum, vacanță fiind, da, timpul mi-a permis mai mult. Îmi place să fac cycling. Fac asta cu drag, deși nu aș fi putut să cred despre mine dacă cineva mi-ar fi spus acum jumătate de an sau un an de zile, vezi că uite tu peste un an de zile ai să mergi de 3 ori pe săptămână și ai să faci cycling și ai să transpiri acolo pe bicicletă timp de o oră, probabil că i-aș fi spus că nu cred. Dar da, fac asta și fac asta cu mare plăcere. Weekendul trecut am urcat prima oară în viața mea într-un caiac singură. Am vâslit 14 km. Nu m-am răsturnat. Sunt foarte mândră de mine și abia aștept să existe o dată viitoare. Vreau să iau niște cursuri în sensul ăsta. Și da, mi-ar place să fie un sport pe care să-l pot practica mulți ani de acum încolo. Deci da, fac sport în măsura timpului liber pe care l-am. Cum spuneam, vacanță fiind, am avut timp mai mult, deci am făcut sport mai mult. Altfel, de călătorit, călătoresc tot timpul, pentru că, oricum, pentru colecțiile mele călătoresc tot timpul și vorba prietenilor mei, păi da, că tu ești foarte norocoasă, că tot timpul ești ori în Toscana, ori la Milano, ori da, călătoresc foarte mult. Este minunat, este partea frumoasă, să spunem, sau una dintre părțile frumoase ale meseriei mele, faptul că, da, călătoresc foarte mult în interesul afacerii. Și atunci e minunat. Când reușești, mai ales că de curând am învățat să-mi vin utilul cu plăcutul, da, când reușești să faci asta, devine minunat. Călătoresc. Altfel, ca și turist în mod special, sinceră să fiu, nu prea mai am timp pentru asta, dar călătoresc destul profesional vorbind. Ce lucru nu ați făcut până acum și aș vrea să faceți? De acum înainte. Corect. Bun. Deci, nu am învățat încă, dar sper să am ocazia să învăț să dansez pe ritmuri flamenco. Deci îmi place muzica spaniolă foarte mult, în afara muzicii italiene, clar. Îmi place muzica spaniolă foarte mult. Mi se par foarte senzual și foarte, nu știu, au o muzică și au niște acorduri care îți merg direct la suflet. Și da, îmi doresc să învăț să dansez pe muzică flamenco. Altfel, mi-aș dori să sar cu parapanta. Sper să se întâmple curând. Altfel, ce mi-aș mai dori? Nu știu ce mi-aș mai dori din ceea ce nu am făcut. Să învăț să not, pentru că nu știu să fac asta, deși am fost cu caiacul, dar am fost cu vestă, da? Deci mi-am asumat riscul. Probabil că am să învăț să not și mi-aș dori să reușesc să mă descoper mai bine decât am făcut-o până în momentul ăsta și mi-aș mai dori să am mai mult timp pentru fiul meu și pentru prietenii mei. Tot ați adus discuția despre băiatul dumneavoastră. Povestiți-ne puțin despre Liana Fenechiu, mamă. Dacă tot v-am prins acolo la emisiune, de ce să nu vă întreb de toate acum? Chiar de toate. În puține cuvinte, ce pot să vă spun? Am devenit mamă în momentul în care eram în ultimul an de studii la Facultatea de Textile. Eram și manechin. S-a născut Alex, după cum v-am spus ceva mai devreme, după câțiva ani am renunțat la cariera de manechin. I-am alocat timp copilului meu, însă nu atât de mult
pe cât aș fi vrut sau pe cât ar fi meritat. Însă copilul meu, ca și, mă rog, ca toți tinerii din ziua de astăzi sau ca aproape toți tinerii din ziua de astăzi, este atât de evoluat și este atât de independent și de deștept, încât a știut să se descurce. Nu am fost genul de mamă care să-și țină copilul tot timpul pe lângă fustele ei, nici nu am avut cum. Nu am fost și nu sunt o femeie de foarte mare succes, nu am sute de angajați, nu, dar am angajații mei, am clar responsabilitățile mele și ca să faci toate lucrurile astea ai nevoie de timp și atunci timpul ăla, de unde îl iei, ok, îl iei din timpul pe care trebuia să-l petreci cu copilul, cu familia și așa mai departe. Dar repet, Alex a reușit să crească un adolescent și apoi acum este un bărbat deosebit, foarte matur pentru vârsta lui. A terminat anul trecut o universitate de management financiar la Londra. Lucrează la Londra pentru BNP Paribas, o bancă franceză în domeniul de risc financiar. Deci este un bărbat pe propriile picioare. Iar eu sunt o tânără mamă fericită. O tânără mamă și fericită, da, pentru că are un copil care într-adevăr și-a găsit drumul. Și curând o tânără bunică peste ceva timp. Da. Asta nu mai spuneți, vă că nu, evitați. Nu evit. Asta o să hotărască Alex când va fi momentul. Cred că acum este prea devreme pentru că trebuie să recunoaștem, mai ales pentru un bărbat, trebuie să-ți pui foarte bine la punct cariera și mai întâi trebuie să se așeze lucrurile din punctul ăsta de vedere, cred eu. Dar nu, eu nu voi spune niciodată acum este timpul să faci asta sau nu. Deci Alex știe atât de bine el ce este bine pentru el, încât nu trebuie să-i spun eu. El hotărăște singur. Eu voi fi doar spectator. Și da, dacă va fi cazul, sigur, voi fi, sper eu, o bunică exemplară care va lua copilul la curse cu caiacul. O bunică modernă. O bunică modernă, da. Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, Lily Fenechiu merge la film? Nu. Merge foarte rar. Foarte, foarte rar la film. Foarte rar la film în cinematografe, dacă la asta ne referim. Da. În schimb, bineînțeles, ca toate femeile, am momentele mele în care, de exemplu, simt că am nevoie să mă bine dispun. Și atunci, acasă, când ajung după o zi lungă și grea uneori, prefer să stau să mă uit la o comedie, la un film din acesta cu happy end, care să-mi ridice moralul atunci când este nevoie. Da. Vreau să vă mai întreb despre magazin. Eu am rămas la magazin. Eu sunt în el acum. Da, ok. Vreau să rog colegii din emisie să ne mai difuzeze niște imagini. Ok. Și vrem să vă rugăm să ne comentați și aceste imagini. Da, aici vedem niște imagini, ca să spunem așa, din spatele acelor fotografii pe care le vedem întotdeauna, fotografiile finale care apar într-o campanie de brand sau într-un lookbook. Genul acesta, da? Deci aceasta este o fotografie finală, dar în spatele ei, după cum ați văzut, sunt echipe întregi de oameni care lucrează. Petrecem destul de mult timp căutând locuri interesante în care să fotografiem, căutând unghiuri interesante, așteptând ca soarele să ajungă într-un anumit punct de așa manieră încât să fie ok fotografia. Și da, rezultatul, iată, vine în fotografii de genul acestora pe care le vedem acum, care sunt niște fotografii de campanie și de lookbook de primăvară-vară 2017, în care sunt, bineînțeles, doar câteva dintre ținutele care au făcut parte din colecția de primăvară-vară. Nu știu dacă neapărat sunt cele mai reprezentative, dar pur și simplu sunt o parte din ele. Trebuie să știe publicul că întotdeauna colecțiile noastre sunt foarte
generoase. Avem foarte multe modele și trebuie să știe că pot veni cu încredere la noi, chiar să ne spună, chiar, mă rog, clientele noastre fidele pe care le avem de mulți ani știu asta, dacă au orice nevoie, trebuie să meargă la un eveniment sau trebuie să meargă undeva și nu știu cu ce să se îmbrace sau le lipsește ceva din garderobă, probabil că, nu știu, nu vreau să fie o falsă modestie, dar dacă ni se vor adresa, cu siguranță să vom face tot ce putem noi mai bine, de așa manieră încât să le ajutăm să fie, să fie la înălțime, în orice moment și în orice punct. Femeile din România, comparativ cu femeile din alte țări, sunt niște femei elegante sau mai elegante? Acordă o atenție deosebită modului cum se îmbracă? Da, da. Deci, femeia româncă acordă mare atenție vestimentației. De multe ori am observat, bunoară poftim, dacă facem referire la Londra, da? Pentru că merg să-mi văd copilul acolo, dar nu numai, chiar și în Italia, care este țara modei, da? În general, lumea se îmbracă în ziua de astăzi foarte sport și de multe ori am observat că femeile sunt destul de neglijente. Nu discutăm acum despre acea categorie socială care se află la un nivel foarte, foarte sus și la care doamnele coboară dintr-un Porsche și sunt tot timpul ca și scoase din cutie sau care lucrează în marile corporații, unde imaginea este totul. Deci nu discutăm despre asta, discutăm despre omul de pe stradă. Că probabil că acolo putem să ne dăm seama cel mai bine care este nivelul. Și da, văzând și urmărind omul de pe stradă, pot să vă spun că românca este interesată de felul în care arată și încearcă, pe, așa cum cât poate ea, la nivelul ei, încearcă să fie elegantă, să fie stilată, să învețe, să se îmbrace, ceea ce mie mi se pare extraordinar. Câteva tertipuri vestimentare. Presupunem că eu acum sunt foarte, foarte slabă. O femeie slabă, slabă, cum ar trebui să se îmbrace? În așa fel încât să arate cât de cât așa, mai plinuță, mai... O femeie plinuță. Ce ar trebui să poarte ca să arate mai slabă? O femeie minună, o femeie înaltă? Da, întotdeauna există oarece tipuri pe care le putem folosi de așa manieră încât să scoatem în evidență ce avem mai bun, mai frumos. Da, o femeie slabă, probabil că ar fi de dorit să nu își pună haine foarte mulate sau nu ar trebui să-și pună toate piesele vestimentare foarte mulate. Depinde. Depinde. Dacă își pune toc, dacă nu își pune toc, depinde ce fel de ținută adoptă. Dacă vorbim despre o ținută de vară, bună oară, sunt foarte bine venite fonseurile, există croiurile acestea un pic mai permisive, care îmbracă de multe ori mai multe talii și care nu subliniază în mod evident că ești foarte, foarte slab, deci îți lasă un pic de spațiu. Pentru o femeie mai plinuță, acum deja e un pic mai mult de discutat, pentru că este vorba despre conformații. Avem mai multe conformații la femeile corpolente. Este conformația clepsidră, este conformația cea triunghiulară, unde șoldul este mai mare, bustul este mai mic, sau este conformația aceea tip balon, la care stomacul este foarte impozant și unde, Doamne ferește, să încerci să pui vreodată o tăietură în talie, o roche cu tăietură în talie. Deci sunt foarte multe aspecte care nu știu dacă, pe care nu știu dacă avem timp să le atingem acum. Ar fi interesant, într-adevăr, probabil că femeile care au aceste probleme știu deja să și le rezolve, iar dacă nu,
le-aș sfătui sincer să apeleze la profesioniști, să întrebe sau dacă nu, cum acum pe Google găsești absolut tot, să caute ce li se potrivește, pentru că vor găsi tot timpul sfaturi și să le folosească, pentru că în mod cert își vor îmbunătăți lucrul. Dar dacă le este greu și oricum trebuie să-și achiziționeze un produs vestimentar, să se adreseze cu încredere. De exemplu, noi abia le așteptăm. Noi facem consultanță pentru toate clientele, gratis, evident, cu drag, pentru toată lumea la fel, absolut oricând, pentru oricine are nevoie. Deci, întrebați, întrebați și vi se va răspunde. Da, am simțit pe pielea mea vis-a-vis de consultanță și țin să vă mulțumesc pe această cale ținutei mele din seara asta și accesoriile de la magazinul Montiago și mulțumesc tare mult. Cu drag. Și eu fiind așa mai grăsuță. Nu, nu sunteți deloc grăsuță. Deci, cu ghilimele de rigoare. Da, am terorizat doamnele de la magazin pentru că nu găseam să stea, ba largi, da, ba... La momentul acesta dificil, pentru că, într-adevăr, da, colecțiile sunt pe final și atunci nu mai avem toate măsurile. Asta este explicația. Și doamnele cu o foarte mare răbdare și atenție... Da, încercăm, mă bucur că spuneți asta. Deci chiar și pe reducere, pe final de sezon, se găsește. Da, absolut. Deci absolut. Se găsește. Da. Eu, repet, mulțumesc și chiar mă simt foarte, foarte bine. Cu drag și oricum în septembrie vă așteptăm cu noua colecție. Cu siguranță că voi veni. Cu siguranță. La final de emisiune puteți să ne spuneți ce planuri aveți pe viitor vis-a-vis de business-ul pe care îl faceți, de magazin. Ne-ați spus o prezentare în noiembrie, lansarea noii colecții. Vă apucați de desenat? De desenat, da. Deocamdată, cred că îmi doresc să reușesc să fac mai bine ceea ce fac deja. Asta și datorită faptului că mai nou am devenit, nu egoistă, dar îmi doresc să reușesc să am puțin timp și pentru mine și pentru sport și atunci nu doresc ca în perioada imediat următoare să mă extind foarte mult. Nu, deci asta nu. Deși există undeva adânc întipărită o idee, aceea de a deschide un magazin în București. Clientele mele de acolo îmi cer asta în fiecare săptămână, dar nu, încă nu pot să spun că voi face asta. Mă gândesc la asta, dar încă nu. Vreau să mă gândesc să văd cum pot să-mi îmbunătățesc activitatea, să pot să răspund cât mai bine nevoilor clientelor pe care le avem în momentul acesta, la Iași și nu numai, deci avem cliente și din București și de peste tot din țară. Și atât. În momentul în care mă voi hotărâ să mă extind, vă promit că veți fi prima care va afla. Mulțumesc tare mult! Și în noiembrie nu uitați invitația, da, pentru a vă vedea colecția și chiar eventual și la noi în emisiune. Sigur, da. O să vă invităm să veniți la evenimentul din noiembrie de la București. Mulțumesc tare mult că ați acceptat să fiți alături de noi în această seară. Mulțumesc și vouă, dragi telespectatori. Vă doresc un weekend frumos și uitați, ați cunoscut-o pe Liana Fenechiu și altfel. Poate mulți dintre noi treceam prin palat și o vedeam discretă pe lângă magazin sau un magazin. Acum am și cunoscut-o, mamă, femeie de afaceri, femeie. Și vă doresc un weekend frumos și iubiți-vă, viața e scurtă. Acest program a conținut plasare de produse.